La carmă. Cu poziții, înainte de începerea acestei manifestări, vorbeam cu domnul Turăsanu, cu doamna directoare, și vreau să continui spusul de domnului. Noi ne întâlnim în fiecare an, cel puțin de două ore aici, la 15 ianuarie, și vorbim cel puțin de 2 ani, 10 de ani ne-am vorbit până atunci, și 2 ani rămânem despre casa lui Aron Pum, nu ne aflăm în apropiere care ne aflăm. Doamna a spus, prețul aproximativ pentru o reparație, eu cred că aici o să fie nevoie de milioane de grivne, nu o să fie numai de sute de mii de grivne. Care ieșire din situație? Nu știu, noi vorbeam acolo. Eu țin minte că 2 sau 3 ani în urmă a fost Eugen Tomac, care era la departament atunci, și a spus că dacă o să fie un proiect european, deci împreună cu România, deci casa asta ar putea obține pentru reparație ei, ar putea obține banii necesari. Nu știu cum, domnul Trățanu s-a încercat, a făcut câteva proiecte, eu... Noi am publicat, dați numărul proiectului și bine, noi îl publicăm în ziar. Și haideți să facem să ne ducem astăzi măcar de aici, să avem un plan a ieșirii din situația creată în privința reparației acestei case. Deci eu aș propune, poate muzeul acesta să nu fie, noi am vorbit de acum că toate muzeele comemoriale, casele și muzeele, aparțin, depinde mai în scurt de Muzeul Etnografic Regional. De statul ucrainean, instituții de state. Eu înțeleg. Dar de ce să nu fie el o filială a muzeului din Ipotești? Deci atunci am putea face un proiect european. Haideți să scriem, în parte ne adunăm președinții tuturor societăților românești, scriem câteva propoziții. Societățile românești roagă așa, așa, să vedem ce o să se întâmple atunci. Clar, trebuie făcut un proiect european, cu banii europeni. Eu înțeleg că o să spuneți nu o să treacă. Dar eu nu cred că Ucraina o să aibă cândva bani, nu vorbesc de bugetul regional, că clar că nu o să aibă, nici din bugetul statului. Știți care e situația cu un țară? Numai vă spun eu că asta e de acum groază puțin la politică. Deci eu cred că numai astfel, încet cu încet, eu înțeleg că nu se poate, nu se face, dar bugetul pe anul viitor e făcut, e votat și așa mai departe. Deci, astfel noi puteam mișca măcar ceva, să facem un pas înainte. Și cu asta ne despărțim și venim și tonant cu jumătatea seara, astfel vorbim. Nu că plângem, dar eu înțeleg că... scrisoare către Comitetul Regional, către Ministerul Culturii în Ucraina, să semnăm toate societățile prin care să cerem sprijinul de stat pentru instituția de stat. Noi cerem noastră în idee, Vasile. Bun, dar n-am făcut deja așa. Toate. Eu știu că nu o să aibă bani pentru asta. Știu. Viitor, da. Ei înțeleg foarte bine, dar ce-a făcut viitor? Unii cu care au fost înalțat, au fost bustul lui Eminescu. În bustul monumentului, în ce scuze. Și aceea știți cum a fost grav. Complexul din Ipotești de acolo. Asta e propunerea mea, trebuie să nu ziceți vorba că nu e.